Șeful statului Maia Sandu a tras linia și a prezentat raportul de activitate pentru cele 6 luni de la preluarea mandatului de președinte. Într-o conferință de presă, Sandu a menționat că s-a axat pe 4 domenii: lupta cu pandemia, depășirea crizei economice, îmbunătățirea relațiilor externe și combaterea corupției. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările presei. Sunt 4 direcții importante în care nu am putut face miracole, dar în care s-a simțit un suflu nou. Asigurarea cu vaccin a fost prioritatea numărul 1 a președinției în aceste luni. În Republica Moldova au ajuns, până în prezent, peste 1 milion de doze de vaccin. În ceea ce privește depășirea crizei economice, Maia Sandu a amintit decizia Comisiei Europene de a acorda țării noastre până la 600 de milioane de euro în formă de granturi și proiecte investiționale pentru următorii 3 ani. De asemenea, Maia Sandu a menționat că în această jumătate de an a avut mai multe întrevederi cu oficiali din România, Ucraina, Franța, Germania, Italia și Polonia. Șeful statului a mai spus că țara noastră are nevoie de un nou parlament și guvern și a îndemnat cetățenii să iasă la vot în data de 11 iulie. Pentru schimbare spre bine e nevoie și de un guvern și un parlament bune care să lucreze pentru oameni. Avem șansa de a alege un parlament curat care să reprezinte oamenii cu problemele lor și de a avea un guvern stabil și competent care să lucreze pentru rezolvarea problemelor cetățenilor. Maia Sandu a fost învestită în funcția de președinte în 24 decembrie 2020.